găsit, dragi telespectatori! Ne aflăm la baza hipică din Roman, situată pe strada Colectorului și alături de mine este doamna Alexandra Olaru. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit din nou la noi! Bine v-am găsit din nou! A trecut ceva vreme de când n-am mai fost și am vrea să știm ce ați făcut de atunci și până acum. Am înțeles că ați evoluat, baza hipică și-a făcut așa o faimă, dar aș vrea să ne spuneți dumneavoastră mai multe, să ne dați mai multe detalii despre activitatea pe care ați întreprins-o de atunci și până acum. Pot să vă spun că am muncit mult în toată această perioadă de când nu ne-am văzut. Ne-am antrenat, ne-am mărit efectivul cailor, ne-am mărit efectivul copiilor care vin la noi aici în bază și ne bucurăm că a avut un impact pozitiv. Ideea dumneavoastră până la urmă de a face, de a crea o bază hipică aici la Roman, pentru că este unică pe zona noastră, dacă e să ne referim strict la Roman și zonele limitrofe ale Romanului, știm că mai este la Piatra Neamț. Da, avem și colegii de la Piatra Neamț și noi încercăm aici să dezvoltăm un centru pentru copii, în special pentru performanță, juniori și copii, și într-o oarecare măsură zicem noi că am reușit și ne bucurăm astăzi să vă împărtășesc din succesul nostru. Suntem o echipă și asta cred că contează cel mai mult. Avem un antrenor tânăr, avem susținători, părinții în special sunt susținătorii copiilor care se antrenează și fiind un sport scump, clar că fără o susținere materială nu reușim. E un sport nobil și până la urmă presupune și niște costuri din partea celor care, părinților care își susțin copiii să vină, da? Clar, părinții investesc și emoțional în primul rând și financiar și foarte mult timp, pentru că aici la cai ne petrecem, cred că cel mai frumos timp dintr-o zi. Da? Da, unii cel mai mult, alții își alocă timpul de recreere. Ați făcut așadar o echipă de copii, da? De unde sunt acești copii? Avem copii din Bacău. Avem un chiar sportiv lansat de noi, ca să spun așa, numește Andrieș Luca și anul ăsta a debutat cu noi la campionat. A reușit chiar rezultate frumoase, a ieșit pe locul 3 la ultimul concurs. Avem tot din Bacău o fetiță, Gherasim Diana, ne-a reprezentat cu succes la campionat la juniori, a ieșit pe locul 4 pe țară la finală și ce să zic, sunt copiii noștri. Tot din club am participat la Balcaniadă cu doi sportivi. Este vorba de Leonte Ștefan, care a obținut locul al treilea la finală de tineret per total Balcaniadă și chiar a câștigat Grand Prix-ul la Balcaniadă la tineret, ceea ce este o mare realizare pentru da? Noi. Da. Băiatul meu a participat și el la Balcaniadă. Am fost foarte fericiți că a reușit să participe și s-a descurcat bine și sper să la anul să avem și premii de acolo. Deci, până la urmă, evoluează participând la aceste competiții de mare calibru pentru acest profil, da? Da, noi tindem, noi tindem tot timpul. Anul acesta a fost chiar un an foarte bun, chiar un an foarte bun. Pe locul întâi la Cupa Federației, ceea ce ne-a bucurat tare mult. Iar la finalele de campionat, tot Rareș a luat medalia de bronz la categoria lui de copii. Au făcut echipă copiii și Diana și cu Rareș, locul al patrulea pe țară la echipa de juniori. Sunt convinsă că mi-a mai scăpat ceva vreun loc, dar astea au fost cele mai importante și
mă bucur că au reușit să închege o echipă atât de frumoasă și este o atmosferă foarte frumoasă la noi în club. Copiii sunt prieteni, se susțin. Weekendurile noi suntem aici ca o familie. Da, vă reuniți și povestiți, bănuiesc că vă antrenați, nu? Antrenamentul este pe esențial. Pe primul loc. Pe primul loc, da, întotdeauna. Da, categoric. Și sper să reușim și anul viitor să continuăm seria succeselor. Cai foarte frumoși. Aveați și la început când ne-am întâlnit noi, dar pot să remarc că v-ați mărit efectivul de cai, nu? De aici, de la baza hipică din Roman. Câți cai aveți în momentul de față? În momentul de față sunt 14 căluți, 14 suflete, da. Și chiar îi vedeți pe cei din spate aici. Foarte frumoși. Foarte. Se bucură de ultimele zile de toamnă și am reușit să le creăm condiții cât se poate de bune, zic eu, da. Faptul că au libertate, că pasc, nu sunt stresați ca în grajd. Îi vedeți, de fapt. Adică cât și ei, pentru a avea rezultate bune alături de voi la competițiile la care participați, trebuie să aibă anumite condiții încât să poate da randament, nu? Dacă poți. Sigur, așa. Sigur. Toți caii de performanță sunt tratați special. Au ca și un sportiv. Hrană specială, tot. Clar. Începând de la hrană, de la suplimente nutritive, medicamentele care nu lipsesc din trusa medicală tot timpul. Mulțumim Dumnezeu, nu aveam de voie să le folosim, dar există un anumit standard pe care performanța ți-l impune. Da. Ți-l impune. Așa. Dar investiți destul de mult în acești cai superbi. Da, cum am mai spus, este bucuria noastră și o fac cu drag și o facem cu drag și nu știu, uitați. Da, sunt superb, da, într-adevăr. Aș vrea să vă întreb, aici la Roman, nu știu, la nivel local, v-ați gândit la vreo competiție care să atragă vizitatori și care să atragă pasionații ai acestui sport? Că sunt sigură că și în zona noastră a Romanului sunt destui care ar vrea să vadă un asemenea spectacol. Să sperăm că în viitor vom reuși. Deocamdată, anul ăsta, am făcut numai întâlniri cu colegi de la alte cluburi. Noi le numim întâlniri de casă. Nu cu porțile închise, doar că n-am mediatizat, am gen antrenament, dar și chiar ca un mini-concurs. Și anul acesta probabil că n-o să mai reușim din cauza vremii, dar sperăm că la anul afară sau imediat după Paște? Da, da. Să sperăm că vremea va fi cu noi. S-au dezvoltat multe cluburi în zonă și copii talentați și oameni dornici să fie alături de cai și asta, zic eu, e un lucru foarte bun. În ultimii ani, cred că s-a dublat numărul cailor de performanță din țară, ceea ce
spune ceva. Este cumva în... ideea acceptării acestui sport, sau nu știu dacă e bine spus, a acceptării, ideea îmbrățișării acestui sport a evoluat cumva, s-a tot extins chiar și la nivel local. Nu știu, vin oameni cu copii care spun că ar vrea să învețe, că vor să, măcar să viziteze caii. Da, sunt, clar că sunt iubitori de cai. Uh-huh. Sunt oameni care încearcă să-și canalizeze copiii în altă direcție decât cea a calculatorului și a-și petrece timpul în casă. E un mod frumos de a te recrea, de a trăi sănătos chiar și de a-ți umple sufletul. Și unii au curaj să-și achiziționeze un cal, să investească. Alții preferă doar să vină în vizită. Noi, pe cât putem, le venim în susținere și în întâmpinarea lor. Sper să crească numărul elevilor noștri în următorii ani. Siguranță, pentru că am văzut că și data trecută am avut un feedback pozitiv, da, după materialul pe care l-am realizat împreună. Aș vrea să vă întreb ce v-ar mai lipsi momentan de aici și ați vrea să faceți pe viitor? Ce lipsește este un manej acoperit, care ne-ar permite să lucrăm pe timp de iarnă fără probleme. Dar asta presupune o investiție destul de mare. Cred că e un proiect futurist, așa, adică să se închidă și să se deschidă, nu? Da, este un gen de sală de sport, da, să spun. Da. Da, cu anumiți parametri, dar nu știu. Cum n-am sperat când să ajung să am baza hipică, eu știu, poate se va îndeplini și visul ăsta. În viitor, da. Cine știe. De ce nu? Da, de ce nu? Da. Să fac acum și proiecte pe tema asta, da. Vom vedea ce direcție o să luăm. Competiții la care urmează să participe vreunul din membrii clubului dumneavoastră? Noi am terminat anul ăsta cu campionatul, am zis. Da. Foarte bucuroși de toate rezultate. Am uitat să precizez de Leonte Bogdan, care a câștigat Grand Prix-ul la senior, iar acum o săptămână a fost competiția la Preșmer, lângă Brașov. Începe campionatul de sală, ca așa cum, cel care se desfășoară în manej acoperit. Și cu siguranță vom participa. Pentru să ținem cai în formă și sportivi în formă, este obligatoriu să particip la competiții, da, să fii acolo, prezent. Tracul de concurs influențează foarte mult evoluția sportivilor și a adulților, dar mai ales a copiilor. Și atunci încercăm să ajungem la cât mai multe competiții, deocamdată în țară, cine știe, poate și în afară. Da, ca să înțeleagă și romașcanii noștri, sau toți cei care ne privesc în acest moment. Dumneavoastră oferiți și cursuri pentru amatori aici la baza hipică sau doar mergeți doar spre performanța pentru sportivii care optează pentru acest sport? În principiu... Că dacă vor să vină copiii de două ori pe săptămână, nu știu, să călărească, să-și dezvolte această pasiune pentru cai, că sunt sigură că sunt foarte mulți tineri sau foarte, foarte mulți copii care au o pasiune pentru căluți. Da, sunt dornici de a veni la ore de călărie. Eu recunosc, n-am reușit să fac față solicitărilor, pentru că trebuie un anumit tip de cal pentru acești copii care nu știu sau pentru adulți chiar care învață. Nu poți cu un cal de performanță să-l dai unui copil, pentru că nu îl va duce, clar. Dar a fost destul de greu să mulțumesc pe toată lumea și chiar am regretul că anul ăsta n-am... V-ați dus mai mult spre performanță, spre club și... Ne-am axat pe antrenamente, pe rezultate, pe promovarea copiilor care erau deja avansați cumva. Acum, da, poate pe viitor vom reuși să acoperim și această latură mai bine decât am făcut-o până acum.
Suntem aproape de finalul emisiunii noastre de aici, de la baza hipică din Roman, și aș vrea să le adresați o încurajare părinților, copiilor, de ce nu, cei care vă privesc. Dacă au această pasiune și dacă simt cu adevărat că nutresc o dragoste pentru cai și pentru acest sport, să vină să vi se alăture în acest, să spunem, proiect, mare proiect de a face performanță, de a merge peste tot la toate competițiile de profil. Este întâi de toate un sport deschis doar persoanelor cu dornice de adrenalină, zic eu. Nu se mulează orice caracter. Da. Implică anumite riscuri și noi informăm dornicii, cei care doresc să încalece, că este un sport în care depinzi de încă un partener, de căluțul care, cu care interacționezi. Și atunci, de multe ori, citim personajul, citim copilul. Calul simte frica. În principiu, e bine să nu te sui călare dacă ți-e frică. Indiferent cât echipament de protecție ai. Dar nu-i sport până la urmă imposibil. Până la urmă, la început trebuie să ai un pic de teamă, așa, nu știu, că ei sunt și impunători și frumoși, așa, și bine dezvoltați. Asta este căluțul, fac o paranteză, da, cu care am participat la Balcaniadă. Da. El este Convers. Este un exemplar. Da, da, este iubirea noastră. Și sper să, la anul, să ajungem și la europene. Așa ne-am propus cu el și cu copilul. Da. Dumneavoastră sperați, noi vă urăm să ajungeți și să aduceți performanță în acest sport, un sport, să spunem, care este mai de nișă. Da, da, este un sport de nișă, mai, așa. Este mai, da, puțin, adică nu e ca fotbalul sau ca, nu știu, handbalul, care sunt mai, da, este aproape deloc promovat, poate în ultimii, da, ani, da, au început așa să fie transmisii live, dar destul de puține. Ce să zic? Da, sperăm că să ajungem și să avem cu ce să vă povestim, ce să vă povestim data viitoare. Cu siguranță. Vă mulțumim tare mult că ne-ați primit aici. O atmosferă foarte frumoasă, o zi frumoasă, la fel ca acești căluți superbi, și vă urăm și noi succes. Pentru că până la urmă duceți Romanul, așa să spunem, cu performanțele la care ajungeți și premiile pe care le luați, duceți Romanul nostru peste tot în țară. Vă mulțumesc pentru aprecieri și vă aștept cu drag și data viitoare. Și mulțumesc pentru toată susținerea care mi-ați oferit-o în acești ani. Cu mare drag!